Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit și confiscat la frontiera verde și în PTF Siret țigări în valoare de peste 100.000 de lei, marfă ce urma să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă. Pe 11 iunie, la nivelul SPF Brodina ITPF Sighetul Marmației, s-a declanșat o acțiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu țigări de proveniență ucraineană în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 18, lucrătorii au observat în apropierea frontierei de stat un grup de persoane care încărca într-un autoturism de teren mai multe colete voluminoase. Polițiștii de frontieră au procedat la interceptarea și somarea prin voce a celor în cauză și deoarece aceștia nu s-au supus, au folosit conform legii armamentul din dotare, fiind trase două focuri de avertisment în plan vertical. În acel moment, cei în cauză au abandonat coletele și autoturismul și, profitând de terenul împădurit, au fugit spre teritoriul statului vecin. La fața locului, în autoturismul de teren abandonat, lucrătorii au descoperit mai multe colete cu țigări de proveniență ucraineană, în urma inventarierii acestora rezultând cantitatea de 11.000 de pachete cu țigări de diferite mărci, în valoare de peste 100.000 de lei. Pe timpul cercetărilor s-a constatat că în activitatea infracțională este implicat un cetățean român de 21 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, autoturismul de teren înmatriculat în Bulgaria în valoare de 6.000 de lei a fost indisponibilizat de către polițiștii de frontieră, iar în continuare se efectuează cercetări în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale.